În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde ei, fă tot și du-te, oricât sunt ei, fă tot și stai, oricum sunt ei, fă tot și caută, că unde-s ei, e un colț de rai. Preacucenice și iubite părinte profesor, preacucenici și iubiți părinți, preiubiți frați și scumpe surori, slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest colț de rai. Și îi mulțumim fratelui Traian pentru că ne-a pregătit acest colț de rai. Și noi, cei mai tineri și majoritatea dintre frățiile voastre, care prin îndurarea lui Dumnezeu am fost miluiți, cum am auzit, ca să ajungem și în acest an, în acest loc sfânt și prea înalt, știm doar la nivelul teoretic cât s-a plătit, ce tribut s-a plătit, ce jertfă s-a plătit, pentru ca noi astăzi să avem parte de acest colț de rai. Aseară, fratele Sandu ne-a făcut câteva destăinuiri din istoria nescrisă a acestei lucrări, care numără ani grei de jertfă și de sacrificiu. Și mă gândeam, ascultându-l, mă gândeam la fratele Moise, mă gândeam la fratele Andron, la fratele Iacobuță și la ceilalți înaintași dragi ai noștri care acum nu mai sunt printre noi, care au intrat și ei în mormânt, poate cu o istorie nescrisă, cu lucruri tainice, pe care fie din smerenie, fie din ascultarea față de fratele Traian, ascultare pe care au primit-o și au împlinit-o ca pe un canon, nu ne-au împărtășit multe din suferințele lor și din momentele grele prin care Dumnezeu i-a rânduit să treacă pentru ca solia acestei lucrări sfinte să ajungă curată și sfântă și nealterată până la noi. Fratele Santu ne spunea că i-a spus fratele Traian că în anumite momente sau pentru anumite lucruri trebuie să ajungă la frăția sa, la sfinția sa, pe Valea Iadului. Și câți frați n-or fi ajuns la fratele Traian pe Valea Iadului? Atunci când trebuiau să-i aducă mesaje importante pentru lucrarea oastei de la frați, sau atunci când trebuia să ducă de la fratele Traian spre frați, spre fronturi, mesaje importante, mesaje care i-ar fi costat chiar prețul vieții în anumite situații și în anumite momente. Iată, ei au mers pe valea aceasta iadului ca nouă astăzi să ni se deschidă calea spre acest colț de rai. Ca nouă astăzi să ne fie așa de ușoară calea către împărăție. S-a amintit astăzi și cunoaștem fiecare dintre noi că în duminica aceasta, a doua după Rusale, părinții bisericii noastre și părinții bisericii au rânduit ca fiecare biserică națională să-și cinstească sfinții ei. Și mă gândeam că modelul Sfântului Român îl avem aici, lângă noi. Modelul Sfântului Român, care nu s-a afirmat neapărat prin
mari faceri de minuni sau ca un mare făcător de minuni sau prin în alte tratate teologice, deși dacă este să ne aplecăm spre opera fratelui Traian, cea poetică și literară, este o operă ce are sau ce cuprinde o profundă teologie. L-am auzit pe părintele profesor conferința de la Iași și ne-a mărturisit și într-o discuție că la Vatican s-a luat un interviu și acolo cei care i-au luat interviu au rămas impresionați de fratele Traian, de viața lui, de jertfa lui, de istoria lucrării și au spus că pe fratele Traian, pe opera lui, s-ar putea face multe tratate de teologie. Dar în ceea ce s-a afirmat fratele Traian cu precădere și noi știm lucrul acesta, el a propovăduit cuvântul Evangheliei, ne-a dus vestea mântuirii, mai ales prin trăirea sa, prin exemplul său personal, și el încă propovăduiește, pentru că noi nu venim aici ca la un mort, ci venim ca la un viu, ca la unul care viază prin scrierile sale, prin cuvintele sale, prin întreaga sa operă. Venim la unul a cărui prezență tainică prin Duhul Sfânt o simțim și o trăim de fiecare dată când venim în locul acesta. Mi-amintesc că atunci când a plecat fratele Moise, unul dintre frații de la Sibiu au scris un necrolog în foaia dragă Iisus Biruitorul despre al patrulea înaintaș și acolo printre altele spunea că mormintele celor dragi ai noștri devin locașuri ale slavei, locuri din care țâșnesc către Dumnezeu și către ai săi putere și îndemn mărturisitor, întremare și discernământ, dragoste și credincioșie. Și mai spunea, așa de frumos mai departe, că morții noștri, deși mor, ei trăiesc, iar întâlnirea cu ei e întotdeauna în penumbra strălucitoare a crucii, în ghicitură la granița dintre taină și revelație. Iar mormântul lor nu este un loc de blestemat, ci un loc de iubit. Mormintele lor nu tulbură, nu deznădăjduiesc, ci dimpotrivă ne bucură, ne liniștesc și ne odihnesc. În timpul cântării am văzut o soră bătrână, am văzut-o cu toții cum suspina aici, la crucea fratelui Traian. Mai zicea fratele în acel articol, în acel necrolog, că morții noștri nu mor niciodată, ei doar se retrag dintre noi de dragul nostru, și mai ales se retrag dintre noi atunci când văd că fiind cu noi, noi nu înțelegem îndeajuns și atunci se unduiesc în rugăciune de plină spre Dumnezeu pentru a mijloci în fapt de liturghie cosmică și pentru a ne împărtăși în duh și în adevăr de adevărurile de care ei tot au dorit să ne încredințeze câtă vreme au fost printre noi. Și pentru a ne deștepta sufletele noastre și pentru a le face apte pentru Canaanul cel de apururi fertil. Și conchidea atât de frumos, fratele, taina lor este taina nemuririi noastre. Spuneam că noi nu venim aici la mormântul fratelui Traian ca la un om mort, ci ca la un om viu. Și frățiile voastre știți în decursul anilor cât de mult ne grăiește momentul acesta. Venim aici
fiecare cu lacrima recunoștinței noastre. Venim cu frământările noastre, dar venim aici ca la un părinte duhovnicesc, venim aici ca la un sfânt, ca la un frate mai mare al nostru, ca la unul care ne-a fost model și vrednic de urmat pentru viața noastră. Și cât de mare nevoie este astăzi de modele autentice în lumea aceasta și în vremurile acestea pe care le trăim, într-o lume atât de îndepărtată de Dumnezeu, într-o lume în care destrăbălarea și fără de legea ajung să fie, să-și facă de capul lor până în păturile cele mai înalte ale societății românești și ale lumii întregi. Iată de ce avem atât de mare nevoie ca în aceste vremuri să privim, cum s-a spus aici, țintă, să privim la înaintașii noștri și să ne străduim să le urmăm exemplu pentru a nu fi desfințați ca biserică și ca lucrare a lui Dumnezeu. Astăzi nu mai sunt vremuri de prigoană și de persecuție. Dar din păcate, cum am auzit și astăzi și am auzit și aseară, ne desfințăm noi, unii pe alții, știți prin ce? Prin răceala din sufletul nostru. De aceea, dragii mei, lângă mormântul acesta sfânt este nevoie de o trezire. Este nevoie de un început nou, de un început nou și de un început bun pentru o viață mai adâncă, pentru a ne adânci mai mult în Evanghelia Mântuirii. De asemenea, trăim vremuri în care vedem că foarte mult sau o bună parte dintre cei aleși încep să cadă. Spunea un părinte atât de frumos odată că atât de mult a slăbit Duhul Lumii, Duhul lui Dumnezeu atât de mult s-a stins din lume, încât nu trebuie să ne mai mirăm de cei care cad, ci trebuie să ne mirăm de cei care rămân statornici. Ce mare adevărul, ce mare adevăr este acesta. Nu trebuie să ne mai mirăm de cei care cad, ci trebuie să ne mai mirăm de cei care rămân statornici. Dar slăvit să fie Domnul, că El, iată, poartă de grijă de turma sa cea sfântă și poartă de grijă lucrării sale sfinte. Iată, încă ne cheamă și ne adună în locuri sfinte ca acestea pentru a ne învăța în Duhul acesta sfânt al înaintașilor noștri din cuvântul Său cel Sfânt. Fratele Traian și ceilalți înaintași ai noștri au rămas statornici în Biserica Ortodoxă. Ei n-au părăsit Biserica Ortodoxă, n-au părăsit învățătura, ci mai ales au suferit pentru învățătura aceasta adevărată și sfântă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să păstrăm învățătura Sfinților Părinți, învățătura Sfinților noștri înaintași, cei care știm foarte bine că s-au jertfit pentru ca noi să avem moștenirea credinței nealterată și să ne ajute ca acest colț de rai pe care l-am simțit aici, aceste clipe și stări dumnezeiești și taborice pe care le-am simțit aici, să le luăm în sufletul nostru, să le luăm în viața noastră și acolo unde Dumnezeu ne-a rânduit pe fiecare dintre noi, să le purtăm permanent, până în clipa când Domnul ne va chema și pe noi la El. Amin. Slăvit să fie Domnul.